Așa, da, dragilor, bună ziua și bine găsit la întâlnirea cu Prof Online. Daria, în mod sigur și astăzi mă vei surprinde cu niște întrebări destul de interesante. Mi-ai făcut-o de fiecare dată, m-am situat în poziția profesorului care uneori nu știa ce să răspund să dea. Și mie îmi plac momentele acelea în care profesorul e pus la încurcătură. Ne aflăm din nou la stupină. După ora de matematică voi avea aștepta să stăm de vorbă. Deci, dragilor, aici avem o măscuță tânără. Oare a murit-o? Să vedem. O măscuță care, după cât mi-am dat seama, chiar făcea ouă. O omoară? Da, o ține ghem aici. Haide să o salvăm. O să încercăm să o salvăm. Haide să facem. Deci nu-i dă voie, nu acceptă. Deși el n-are matcă, iată că așa se întâmplă. Ia uitați. Unde e? Ea încearcă acum să se salveze, ba intră într-o celulă, ba nu știe ce să facă. A, aceasta? Da, aceea da, care încearcă da, să intre da, în da, celulă? Da, 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 da. Dar acum nu există decât posibilitatea să o prindem, să o băgăm într-un bigudiu, lucru pe care să-l fac eu. Ce trebuie să-l arăta și nouă ce da? E în bigudiu? Un bigudiu, adică un bigudiu de pus părul. Da, acolo o băgați? Ba, și pun căpăcele de ceară stânga-dreapta. Așa. Acum le pun între ele, ele nu mai pot ajunge. O țin câteva zile acolo, o pun pe miere. Ca să obișnească cu mirosul ei? Da, da, da. Haideți, domn profesor, să vedem și noi cum facem. Deci da. Mă duc să vă aduc un bigudiu. Atenție! În clipa în care am pus o bigudiu, am spus că așteptăm o perioadă de timp. Dacă e acoperită de albin și dacă albina nu trage cu mandibula ca să ajung la ea așa, furioasă... De bigudiu? Da, de bigudiu. Înseamnă că au acceptat-o cât da. Dacă însă stă foarte hotărâtă să pătrundă la ea și să o strângă, deci vedeți cum stă aici? Da. Este semn că încă nu e, n-a acceptat. Da. Noroc că am salvat-o, altfel era moartă. Da, până la ora asta. În momentul în care o acceptă, nu mai stă așa strânsă pe adică ea. O lasă să se respire. O lasă să se respire. Corect. Acum are așa tot frământare de asta ca să o strângă și să o omoare. Da. Dar când o acceptă, va bate din aripioare și spune cum să facem să ajungem la ea, cine și ne-o scoată, plângă într-un fel, vor să îi elibereze. Avem de gând să scoatem un video manual, asta este obiectivul, un video manual cu lucrările, să spunem, de povești din apicultură pentru elevi cu elevii. Știți? Eu reușesc și sper să reușesc să le spun niște lucruri interesante, dar nu cu gândul de a veni la niște termeni tehnici, ci sub formă de povești. Când trântorii stau și pe frunză, ba mai glumesc, ba povestesc, ba la o bere, ce va zice acesta? Și se laudă care mai de care. Eu sunt mai șmecher, mai bun, mai frumos. Da, matca se plimbă și ea pe acolo. Și ca să păcălească, îi mai târește printr-o baltă, îi mai duce. Dar cum se duce ea la o? Cum îi neacă pe proști? Pe trântorii proști? Cum? Ea se duce cu viteză înspre... Da, se duce cu viteză înspre ea și ei vin... Apă și... Înspre apă și ei vin ca proști după ea. Și ea se ridică brusc și... ea se ridică brusc și în apă. Și ei se neacă. Și așa vede cine e mai deștept. Wow. Atenție! Spre iernat, albina se strânge una lângă alta. Se face așa zis ghemul. Pe mai multe rame. Depinde de mărimea... familii respective, depinde cât sunt indivizi. Și se intră și cu capul în celulă și intervale se umplu bine, iar în mijlocul ghemului stă matca. Dumneavoastră, ați fost ca albinele, pot să-și mănânce mierea pe care o fac ele? Nu pot să-și mănânce, obligatoriu adică, mănâncă o parte. Da, obligatoriu. Păi atunci, de ce mai lasă să se ia mierea, să se pună la alții, în loc să mănânce doar ele sau păstrezi doar pentru ele? O, ce supărate sunt! Dacă tot le luăm noi de pe rame și mâncăm și căpăceala și păi tot... Păi da, asta e problema! Da, dar nu știu... De ce lasă în momentul, în momentul în care se face extracția, dar vorbesc de extracții de astea puternice și la un masiv de salcâm, de floarea soarelui, sau știu eu, de tei și... S-a ajuns la cantitatea bună de miere în magazin, în rezervă și tu ai extras, ei, albinuții vor plânge a doua zi sau chiar în prima jumătate a zilei respective,
vor plânge, vor ieși afară, vor vedea că e sărăcii. Dar îi luați toate ramele? Le luați pe toate sau le mai lăsați și lor una, două acolo? Nu, se lasă rezerva, minimă rezervă. Aici construiesc. Da. Iată, da. Este extraordinar cum au pornit bucățele de ceară. Deci asta n-am să pot să-mi explic niciodată. Deci în momentul în care stau așa legate, una de alta, în lănțișor, produc ceară. Dar este spectaculos. Chiar începe de aici, dintr-un loc, mai începe din locul celălalt Valentin, din locul celălalt, și reușește să le adune fără să strângă hexagonul să modifice. Deci câtă minune este aici. Cum, ce precizie este. Cum să poți să începi de acolo și de acolo și fără ca celula să sufere la încheiere, este perfect hexagonul.